Trei proiecte mari pe fonduri europene vor fi implementate în municipiul Arad în următorii 2 ani de zile. Primul dintre ele vizează amenajarea unei rețele de piste pentru biciclete în municipiu. O parte a noilor piste pentru biciclete vor trece pe aici, prin zona centrală, între linia de tramvai de pe Bulevardul Revoluției. Restul, până la 122 de kilometri, vor însemna o rețea care va cuprinde practic întreg orașul și care va atrage de la Uniunea Europeană aproximativ 6,5 milioane de euro, bani care vor intra în municipiul Arad pe parcursul a 2 ani de zile. Nu doar confortul în transport, ci și cel termic este vizat de proiectele pe fonduri europene. Prin programul de cooperare româno-elvețian vor intra în municipiul Arad aproximativ 10 milioane de franci elvețieni. În acest an se vor realiza documentațiile tehnice, respectiv proiectele tehnice pentru obiectivul care vizează reabilitarea rețelelor de distribuție și transport a energiei termice, zona Aradul Nou și alte zone din oraș, și extinderea sistemului de iluminat public cu panouri fotovoltaice pentru zona Centura Nord-Vest, pentru Faleza Mureșului, pentru zona de pentru mai multe locuri de joacă care sunt amenajate în diferite locuri din oraș. Cei mai mulți bani vor veni însă abia în 2015, deoarece pentru anul acesta sunt prevăzuți doar ceva mai mult de 100.000 de franci elvețieni pentru întocmirea documentațiilor. De asemenea, tot în faza documentațiilor se află și proiectul de reabilitare termică a aproape 1.500 de apartamente din municipiul Arad. Mai exact, în acest moment, 4 dintre cele 5 cereri de finanțare sunt depuse, iar una se află în așteptare. În cursul acestui an, acestea urmează să fie aprobate de organismele europene, moment în care primăria poate demara licitațiile pentru execuția lucrărilor. Între 4 și 5 milioane de euro este estimată contribuția Uniunii Europene la acest proiect. Municipalitatea arădeană estimează că toate cele 3 proiecte vor fi implementate până la sfârșitul anului 2015.